Autoritățile din Târgu Jiu au reușit să obțină finanțarea din partea Guvernului pentru 4 proiecte în domeniul culturii. Toate au fost aprobate recent în cadrul Comisiei Interministeriale dedicată anului centenar. Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu, a precizat că unul dintre proiecte vizează tipărirea unei cărți dedicată primului război mondial. Va mai fi tipărită și o revistă de benzi desenate cu eroi gorjeni din primul război mondial. Revista este destinată elevilor. Primăria municipiului Târgu Jiu a câștigat toate cele 4 proiecte pe care le-a depus. Este vorba de proiecte prin care dorim tipărirea unor lucrări, cum ar fi mărturii din primul război mondial în județul Gorj, realizată de Gabriel Sarcină. Lucrarea a fost deja tipărită, aprobată într-o sesiune anterioară. De asemenea, revistă de benzi desenate adresată copiilor, elevilor din municipiul Târgu Jiu, în primul rând, cu povești despre eroii gorjeni în primul război mondial, este un alt proiect aprobat. O altă finanțare va fi folosită pentru înființarea unui centru de documentare dedicat gorjenilor care au activat de-a lungul timpului în Ministerul de Interne. Centrul va colecta și prezenta documente și imagini publicului interesat. Nu în ultimul rând, cel mai important proiect care a primit fonduri este cel care vizează organizarea la Târgu Jiu a Congresului Internațional Constantin Brâncuș. Manifestarea este prilejuită de marcarea 80 de ani de la inaugurarea ansamblului Calea Eroilor, realizat de sculptorul Constantin Brâncuș. Proiectul privind realizarea, înființarea unui muzeu al Ministerului Trebilor din Lăuntru, Ministerul de Interne de astăzi, o inițiativă Asociației Rezerviștilor din cadrul Ministerului de Interne, este un proiect care a fost aprobat, va fi un centru de documentare și tradiții al acestui minister, unde vom regăsi documente, imagini despre gorjeni care au avut prilejuri de a activa în Ministerul de Interne, despre eroii Ministerului de Interne în primul război mondial, și aici cu siguranță cel mai important este comisarul Ioan C. Popilian. Și de asemenea mă bucură faptul că Primăria Târgu Jiu, prin Centrul Brâncuș, a depus un proiect pentru organizarea Congresului Internațional Brâncuș.